Îmi place că, nu, eu știu ce se întâmplă când pun întrebarea asta, că de obicei, dacă sunt din aia care zic, da, aia înseamnă mașină scumpă, mi-a luat-o tată. Aia care tac, ori n-au mașină, ori au mașină șmecheră, e luată din banii lor și deja au mașină șmecheră, n-au nevoie să dea coaiele de masă. Dar sunt și aia care, după care am auzit, acum întreb, aveți mașini? Da, da, da. Și miroase a Logan până la mine. Da. Logan, mașina care ar trebui să se cheme Dacia Bulan. Merge, nu merge, e la ghici. Și bine, pe mine mă amuză loganiștii, deci mă amuză proprietarii de Logan foarte tare, pentru că sunt oameni normali în aparență. Sunt oameni normali până când te iei de găleata lor de șuruburi. Că în momentul în care îți bagi de asta coaie să bat până la Logan, așa are coaie! Și încep să-ți aduc argumente, știi? Bă, deci în primul rând, e românească. Momentul în care eu mă scap în pantalon doar un pic. Românească. Deci eu nu știu de când ăsta este argument pro. Doamnă, luați acest prăjitor de pâine, este românesc. Vai de pura mea! Deci ăla prăjește orice, numai pâine noi. Aparat de pâine pentru bucătărie, doamnă. Ormă vine argumentul numărul 2. Da, bă, dar e full option. Adică are scrumiere. Și două ventilatoare. Știi cum merge vara, nu merge iarna. Urmă vine argumentul final. Da, bă, dar e nouă. Și zice, chiar are importanță dacă mănânci căcatul proaspăt sau de doua zi? Ce Logan, frate! Și bine, mă amuză că sunt și băieții care ne tunează. Ce spun. Și niciodată la motor. Totdeauna este... întotdeauna este neonul de desubt și emblema de BMW. Și ceea ce mie mi se... Deci mie mi se pare că să tunezi un Logan e ca și cum ai pune silicoane pe o babă. Las-o! Mergeți la piață! Bine, eu am ce am, de fapt, am ce am cu șoferii în general. Deci, mie mi se pare că șoferul este cel mai sălbatic animal de pe fața pământului. Și în special șoferul de București trebuie să recunosc. Bine, acum, eu am văzut cum conduceți în Galați. Deci, nu o să zic conduceți prost, că mi-au bătaie. Dar am senzația că pentru majoritatea șoferilor din Galați, legea rutieră e așa un fel de propunere. Bă, da, e o intenție bună, e, dar... Da, a trebuit să dea în Brăila, zice, ai fost în Brăila, zice, da, noi suntem nașpa, dar ăia, pute în gură. Ok, țin minte, data viitoare când merg în Brăila, am să le zic. Vezi, bă, da, și țin de la ăia. Dar de ce zic că șoferul de București e cel mai sălbatic? Eu am fost cam prin toată țara și am văzut cum se conduce. Și, spre exemplu, am fost în Cluj și ca să trec strada, s-a oprit circulația. Am putut să trec strada la pas. În București trebuie să trec strada în fugă și dacă e închisă pentru reparația. Și am toate șansele să sar din fața unui Logan albastru, blă jandarm. Să sară în fața lui, să fiu un șanț cu dinții plini de nisip, să-mi bată inima, să-mi spargă pieptul, să fiu aproape de moarte și să-mi învăț viața în fața ochilor, că na, am 20 de kg peste greutatea mea ideală și sunt în faza aia vieții în care fac atac de inima dacă curăț o portocală. Nu trebuie să sară în fața unei mașini. Și eu sunt acolo, super, să-mi băie de capul meu și aud din depărtare și mi-e bine!